Vă salut, dragi privitori ai canalului Oameni și Arme și nu numai. Astăzi am emoții, nu prea am, dar sunt la primul meu concurs de PPC, de pistol. Și dacă trag bine astăzi, am șanse să-mi iau categoria 1. Deci am și o miză, așa că țineți cu mine, aproape. Vă țin la curent. Puteți să încărcați în încărcătoare, să vă legați echipamentul și să faceți dry fire, adică să scoateți arma și faceți la rece. Da? E polor și declanșezi. Fără încărcătură în alt. Stadiul 1 constă în executarea a 6 focuri într-un interval de 8 secunde numai cu mâna puternică. Numai cu mâna puternică. 6 focuri, 8 secunde. The line! Is ready? Bineînțeles, sunteți pregătiți. Ok, the line is ready. Stand by! De la 7 iar. Avem de executat 12 focuri în 20 de secunde din picioare de sprijinit, bineînțeles, utilizând acum ambele mâini. De acum încolo cu ambele mâini. Puteți face la rece. Șapte iar, 12 focuri. Două încătoare de 6, timp alocat 20 de secunde. Ok, the line is ready. Line is ready. Stand by! The line is ready? Yeah. Line is ready. Stand by! La control. Este cu alergia 3 de drumul la manșon, percutează și holster.
știu, dar sunt șanse să fi tras 440 de puncte să-mi iau categoria. Sunt șanse. Am puține emoții la numărare, dar vedem. La trei, doar din 3 antrenamente. Ar fi minune. Trage o linie. X, 10, 9, 8, 7, 0 și 1. Da? Deci, începi din periferie. Ne uităm. 7, 8, 2, da? Da. 9. Să dea totalul? Aici? Nu, nu, cât trebuie să dea? De asta. 18, 18, da? 18, hai să vedem. 5 cu 7, 12, 16, 18, da? Da? Cu asta e terminat. Sunt adus. X, 10, 9. Nu, da? N-ai afară. Da? N-ai. Nu. 7. Una. 2, 3. Asta o dăm pe aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? Atinge linia, o dea da. Mai mare. 10, 1, 2, 3, da? 3, X, 1, 2, 3, da? Hai să facem suma. 6, 15, 23, 7, 30. 30 cu 18, da, da. 48, le-ai toate. Da. Bă, n-am luat. Acum îți scoți frumos, îți scoți frumos hârtiuța. Și îți completezi cu fixul pe hârtiuță. Deci cu fixul, nu cu fixul. Îți spui așa. Câte sunt la X? La 1, 2. Asta e 1, 2. M1, 2. Asta este M2, 3. Câte sunt la 10? Ți le pui frumos aici, pe listă. La revolver, da? Acolo? Da, aici e total. Lasă să ia tot aia. De tubi, tubi, nu contează. Și îți faci suma, care este 48. Aici. Da. Aduni câte ai la X, 5 cu 3, 8, 8 de X, da? Da. Faci coloane aici și după aia se mulțește cu 10, 9, 8, 7, 0. Asta da, e treaba lor. Și vezi, ai toate gloanțele, ai toate gloanțele. Ai da, da, da. 48, ai 48. Câte puncte ai făcut? Așa, prima, zi-mi așa, X, câte ai? 5. 10, câte ai? 7, da. 9, 4, da. 8, 2 și atât. Și restul 0. Dar X5, 10, da. Câte ai? 7, 7, 9, 4, 4, stai, 4, da. 8, 2, 2 și atât. 7, 0, 0, 0, 0, 0, da? 12, 16, 18, bun. Asta l-alt. 3, 3, 9, 8, 7, 0, 0, da? Uh-huh. 6, 15, 23, 30, da? Se adună 8, 10, 13, 10, 2, 2 este de acolo, da? Da, 2. Da, 7, 0, 0. Se mulțește cu 10, 80, 100, 13 ori 9. 170, nu? 80, 8 ori 10, da? Așa. 7 ori 7, 49, da? 0, 0. Hai să aducem. 80 cu 100, 180. 117, 297. 297 cu 80, 377. Cu 40,
407 cu 9. Dragi prieteni, sunt la finalul concursului. Din nefericire, am fost prea încordat și n-am fost în elementul meu, așa că n-am tras decât 426 de puncte. Aveam nevoie de 440 ca să iau categoria 1. La ultimul antrenament, al treilea de fapt al meu, am luat categoria de 2 ori în antrenament. Acum aici am venit chiar cu speranțe puțin prea încrezător totuși și asta a fost un minus. Vedeți, țintele, partea bună este că la proba de 25 de metri n-am dat niciun foc afară. Pentru că orice foc afară te depunctează 10 puncte, ceea ce cântărește foarte mult la final. Orice foc, dacă l-ai dat în 7, pierzi doar 3 puncte. Dacă l-ai dat aici, pierzi 10 puncte. Este foarte mult. Părți bune, iarăși n-am ieșit din timpul de tragere. Am tras în cele 8 secunde, am tras în cele 20 de secunde, în cele 90 de secunde. Chiar m-am grăbit puțin, ceea ce nu e bine. O să reglez pe parcurs acest deficit. Una peste alta, sunt mulțumit. Hai, semi-mulțumit, că m-am spus, am venit încrezător, am crezut că o să iau proba. Mai aveam nevoie de 14 puncte, ceea ce nu le-am obținut, dar o să le obțin cu siguranță la următorul concurs, care din nefericire va fi la... Și o să avem un timp foarte mare de neantrenament. Bine, putem veni la antrenament, dar nu mai știm ce urmează cu problemele care sunt, care le știți și voi. Semi-mulțumit! Nu uitați să dați un like, un dislike, dacă credeți că este cazul, dar cel mai important, abonați-vă la canalul Oameni și Arme, pentru că o să-l găsiți interesant, vă promit. V-am pupat, pa, pa!